Leiba Zibal, hanjiul de la Podeni, stă pe gânduri la o masă sub umbrarul de dinaintea dogenii, așteptând diligența, care trebuia să fi sosit de mult. E o întârziere de aproape un ceas. Este lungă și nu prea veselă istoria vieții lui Zibal, dar așa cum e prins de friguri, tot e o petrecere pentru el să ia pe rând, una câte una, fazele ei mai însemnate. Precupeți, vânzător de mărunțișuri, samsar, câteodată și mai rău poate, telal de straie vechi, apoi croitor și ștergător de pete într-o ulicioară tristă din ieși, toate le încercase după accidentul care îl făcuse să-și piarză locul de băiat într-o mare dugheană de vinațuri. Doi hamali coborâseră în beci un boloboc sub privigherea băiatului Zibal. O neînțelegere se ivea între dâns și la la câștigului. Unul din ei luă un crântei de lemn ce îl găsi la îndemână și lovi în frunte pe tovarășul său, care căzu amețit și plin de sânge la pământ. Băiatul, văzând sălbăticia, dete un țipă de alarmă dar mizerabelul se repezi să iasă din ogradă și, trecând pe lângă băiat, ridică mâna supra Zibal pică leșinat de spaimă. După o zăcere de câteva luni când se întoarse la stăpân, locul lui era ocupat. Atunci începu lupta grea pentru viață, care se îngreună și mai tare prin căsătoria cu sura. Răbdarea însă o soartarea. Fratele Surii, hangiul la podeni, muri și hanul rămase lui Zibal, care urmă negoțul pe seama lui. Aici se afla el acum de cinci ani. Are strâns o avere bunicică în bani și vinațuri bune, îngrijite, o marfă care totdeauna face parale. De sărăcie a scăpat Leiba, dar cum sunt toți bolnavi și el și femeia și copilul, friguri de baltă. Și oamenii sunt răi și pricinași în podeni, ocări, jocuri, suduituri, acuzări de otrăvire prin vitriol. Dar amenințările? Amenințarea este mai grea pentru un suflet ce se clate în ușor decât chiar lovitura. Ceea ce muncește acum pe leiba mai mult decât tremurătura frigurilor este o amenințare. A, goi ticălos, gândește el oftând. Ticălosul este badea Gheorghe. Pe unde o fi? Un om cu care Zebal a avut o daravelă foarte neplăcută. Gheorghe, Venise într-o dimineață de toamnă la Han, obosit de drum, ieșea din spital, zicea, și căuta de lucru. Hangiul l-a luat în slujbă, dar Gheorghe s-a arătat a fi om prea brutal și prea ursuz, suduia mereu și mormăia singur prin o gradă. Era o slugărea, leneș și obraznic și fura. Într-o zi a amenințat pe balabusta îngreunată care-l cu drept cuvânt să o lovească în pântece Altădată a smuțit un câine asupra lui ștrul cel mic Leiba i-a făcut numai decât socoteala și l-a trimis Dar Gheorghe nu voia să se ducă, el pretendea cu violență că s-a făcut tocmit pe un an atunci hangiul a spus că merge în deal la primărie să ceară vătășei ca să-l alunge. Gheorghe a vărât repede mâna în sân strigând Iudă și a voit să se năpustească asupra stăpânului. Din nenorocire sosea atunci o haraba încărcată cu mușterii. Gheorghe a început să rânjească zicând Ce? Te-ai speriat cu Anileiva? Ia că mă duc!" și apropiindu-se crunt peste tarabă de leiba, care se dete cât putun înapoi îi șopti. Să mă aștepți în noaptea paștelui, să ciocnim ouă roșii jupâne, să știi că ți-am făcut și eu socoteala. Atunci intrară mușterii în dugheană. Să ne vedem sănătoși la înviere, coane Leiba, adăugă Gheorghe depărtându-se Leiba a mers la primărie, apoi la subprefectură să denunțe pe amenințător cerând să fie păzit Subprefectul, un tânăr foarte vesel, a primit întâi pe șcheșul modest adus de Leiba Pe urmă a început să râză de jidanul fricos și să-l bat jocorească Leiba a stăruit călduros să-l facă a înțelege gravitatea lucrului, cum era hanul izolat departe de sat și chiar de șosea. Dar sub prefectul, cu un aer mai serios l-a povățuit să fie cu minte, nici să nu mai pomenească de așa ceva ca să nu deștepte într-adevăr într-un sat unde oamenii sunt răi și săraci, pofte de călcare. Mai târziu, este câteva zile îl căutară pe Badea Gheorghe, un pomoșnic și doi călărași, era bănuit pentru o pricină. Ce bine era să-l mai fi răbdat leiba, măcar până la sosirea acestor oameni, dar Gheorghe era cu cine știe unde. Deși asta se petrecuse de mult, totuși în mintea omului prins de friguri se repeta bine impresia figurii lui Gheorghe, a mișcării lui vrând să scoată ceva din sân și a cuvintelor lui amenințătoare. Cum se deștepta așa de limpede acea amintire? Era sâmbăta Paștelui. Sus pe deal, în satul depărtat ca la doi kilometre printre bălți, se auzeau clopotele bisericii și se aude așa de ciudat când ai friguri, aci foarte tare, aci aproape deloc. Noaptea care venea era noaptea Paștelui, scadența făgăduielei lui Gheorghe. Dar... Poate că l-au prins până acum. Oricum, Zebal mai stă la poteni doar până la câștigul viitor. Cu capitalul lui se poate deschide un negoț frumos în ieși. În târg leiba să fie sănătos, o să șează aproape de comisie, o să cinstească pe comisar, pe epistat, pe sergent. Cine plătește bine, este bine păzit într-un târg așa mare, noaptea e zgomot și lumină, nu întuneric și tăcere ca în vale singurat ca podenelor. E un han în ieși acolo în colț. Ce loc bun pentru o dugheană, un han unde toată noaptea cântă fetele la cafe Chantant. Ce viață zgomotoasă și veselă, acolo găsește la orice ceas, zi și noapte, pe domnul comisar cu fetele și cu alți poreți. Ce mai trebuie multă bătaie de cap?" Aici unde, mai ales de când cu drumul de fier, care o foarte pe departe mlaștinile, gheșeftul scade mereu. Leiba, strigă sura dinăuntru, sosește deligența să auzi Valea podenilor este o văgăună închisă din patru părți de dealuri păduroase. În partea dinspre miază zi, mai cufundată se adună din și potele ce izvorăsc de sub dealuri, niște băltai adânci, deasupra cărora se ridică ca niște perii stufișuri dese de rogoz. Între partea băltoasă și partea mai ridicată dinspre miază noapte, în mijlocul văii, stă hanul lui Leiba. E o clădire veche de piatră, sănătoasă ca o mică cetățuie, deși terenul e mlăștenos, hanul are zidurile și beciurile bine uscate. La glasul surei, Leiba se ridică greoi de pe scaun întinzându-și membrele obosite. El cată lung în zare către răsărit, nici pomeneală de diligență. Nu vine, ți s-o părut!" răspunde el balabustei și se lasă iarăși jos. Foarte trudit, omul și încolăcește brațele pe masă și-și așează pe dânsele capul care-i arde tare. La căldura soarelui de primăvară, care începuse să încingă fața mlaștinelor, o muleciune plăcută cuprinse nervii omului, și gândul începusă să depene pe fusul conștiinței bolnave, mai rar și tot mai rar, și înmuind treptat formele și colorile închipuirilor. Gheorghe, noaptea Paștelui, tlhar, ieși, o crâșmă în miezul târgului, o dugheană veselă care merge bine, sănătatea și a țipi. Sura lipsește cu copilul de mult de acasă. Leiba iese în ușa dugenii să se uite în calea ei, pe ulița mare e o circulație vie, o neîntreruptă fâșitură de roate pe răzoare, acompaniată de ciocăniturile ritmate ale trapătului de potcoave pe luciul asfaltului. Deodată însă circulația se oprește și dinspre copou se văd venind o grămadă de oameni gesticulând și strigând foarte mișcați mulțimea pare că îi escortează pe cineva, militari, o streajă și fel de fel de public, la toate ferestrele caselor, la toate ușile dughinelor, se înghesuiesc privitorii curioși. Aha, gândește Leiba, o pus iar mâna pe un tâlhar. Cortegiul se apropie. Sura se dezlepește din mulțime și urcă lângă leiba pe treptele crâșmii. Ce e sora? întrebă el. E un nebun scăpat de la Golia. Oh, să închidem Dugheana să nu dea peste noi. Ei, e legat acum bine, dar adineau o pase. S-a bătut cu toți soldații pe un jidan pe care un goi răutăcios de mulțime l-a îmbrâncit peste nebun, nebunul l-a mușcat de un obraz. Leiba de pe trepte vede bine, cu o treaptă mai jos privește sura cu copilul în brațe. Este în adevăr un nebun furios pe care îl țin câte doi oameni de fiecare parte, pumnii sunt strâns legați unul peste altul cu o curea tare. E un om cu o cherestea uriașă, un cap ca de taur, părul negru, des, barba și mustățele aspre și împâslite. Prin cămașa mașa de luptă se vede pieptul lat, acoperit ca și capul de un stuf de păr e cu picioarele goale, gura e plină de sânge și stupește mereu firele pe care le-a smuls cu dinții din barba jidanului. Toată lumea s-a oprit. De ce? Jandarmii dezleagă mâinile nebunului. Mulțimea se dă într-o parte, făcând un loc larg în prejurul lui. Nebunul dă un ocol cu ochii și își oprește privirile care ard spre ușa lui Zibal, scrâșnește din dinți, se repede țintă pe cele trei trepte și, într-o clipă, apucând în palma dreaptă capul copilului, în cea stângă pe al surei, le izbește pe ușa unul de altul cu atâta putere că le confundă ca pe niște ouă moi. Un zgomot se auzi, o trosnitură care cu nimic nu se poate compara la întâlnirea celor două titve smăcinate una de alta. Leiba, cu inima înnodată, ca un om ce cade dintr-o nemăsurată înălțime de te să țipe. O lume întreagă mă lasă cu din adinsul adă unui nebun. Dar glasul mut nu se supuse voinței. Scoală, jidane, strigă cineva trosnind tare cu o nuia pe masă. Poastă glumă, zise sura din pragul crâșmei, se spargi așa omul din somn, țărănoi noi, moșic! Leiba sări drept în picioare ha ha te-ai spăriet, jidane, întrebă râzând glumețul Dormi la nămezi, ai? Scoală că-ți vin mușterii Sosește harabaua poștii și, după prostul său obicei, care irita rău pe Jidan, voie să-l apuce pe zibală în brațe, să-l ghidele. Lasă-mă în pace, strigă hangiul smuncindu-se și îmbrâncindu-l cu toată puterea. Nu vezi că sunt bolnav, lasă-mă în pace! Diligența sosește în sfârșit cu aproape trei ceasuri de întârziere. Sunt Doi călători care se așează împreună cu conductorul poftit de ei la aceeași masă. Din convorbirea călătorilor se lămurea bine împrejurarea. La tactul de mai sus al poștii se întâmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. Hanjiul omorât ținea și schimbul caielor tâlharii furaseră și până să se găsească alții în sat, călătorii curioși putuse recerceta în voie teatrul crimei. Cinci victime, dar amănuntele! Dacă nu s-ar fi găsit casa prădată, s-ar fi crezut că a fost o cruntă răzbunare sau fapta nebuniei religioase. În anecdotele despre sectanții iluminați se povestesc câteodată executări de așa absurdă sălbăticie. Leiba tremura scuturat de un puternic acces de friguri și asculta a iurit. Apoi urmă ceva care trebuia neapărat să umple de respect pe conductor. Tinerii pasageri erau doi studenți, unul în filozofie, altul în medicină. Mergeau să petreacă sărbătorile în orașul lor natal. Între ei se încinse o înaltă dezbatere academică despre crimă și cauzele ei și, dacă trebuie să fim drepți, medicinistul era mai bine preparat decât filozoful. Atavismul, alcoolismul cu urmările patologice, vițiul de concepție, deformarea, paludismul, apoi nevroza, atâtea și atâtea cuceriri ale științei moderne. Dar cazul de reversie, Darwin, Heckel, Lombroso, la cazul de reversie, conductorul face niște ochi mari în care strălucește o profundă admirație pentru cuceririle științei moderne. Este evident, adăugă medicinistul. De aceea criminalul propriu zis, luat ca tip, are brațele peste măsură lungi și picioarele prea scurte, fruntea îngustă și turtită, occiputul tare dezvoltat, chipul lui e de o caracteristică a și bestialitate bătătoare la ochii de prinși. E un rudiment de om, e, cum am zice, fiara care de avea de curând a reușit să stea numai pe labele de Înapoi și să-și ridice capul în sus spre cer, către lumină La vârsta de 20 de ani, după atâta emoție După o bună ospătare cu un vin așa de bine născut și așa de bine crescut Ca vinul lui Zibal, o frază de o nuanță lirică Fie chiar și din partea unui medicinist, așa de bine Entuziastul tânăr între Darwin și Lombroso găsise vreme să mirosă și puțin Schopenhauer spre cer, către lumină. Zibal era departe de a fi priceput luminoasa teorie. Pentru întâia oară, poate, în aerul umbe al podenelor, se rostogoleau așa de înalte vorbe, așa de nobile subtilități de gândire. Ceea ce pricepuse însă leiba mai bine decât oricine, mai bine decât chiar conferențiarul, era ilustrația izbitoare a teoriei, Cazul de reversie, el îl cunoștea în carne și oase. Era portretul lui Gheorghe. Acest portret din care până mai adinea ori păstra numai trăsăturile fundamentale, i se redeștepta acum în spirit cu o perfectă palpabilitate până în cele mai neînsemnate amănunte. Diligența era departe. Leibă urmărise cu privirile până ce, cotind la stânga, ea se pierduse pe după deal. Soarele scăpătase și el după coasta de la apus și seara începea să împăinjinească dulce formele din valea podenilor. Hangiul, posomorât, se puse să rumege în minte tot ce auzise. În tăcerea nopții, pierduți în întuneric, un bărbat, două femei și doi copii fragezi, smulși fără veste din brațele benefăcătorului, de mâna fiarii cu chipul omenesc și jertfiți unul câte unul. Țipetele nebune ale copilului Retezate de junghiul Care despică pântecele Gâtul spart de secure Prin deschizătura căruia iese După fiecare gălgăitură de sânge O horcăială surdă Și cea din urmă jertfă Care, năucită într-un colț Asistă la toate astea Așteptându-și rândul Procesul mai grozav decât execuția. Jedanul fără apărare în mâna goilor, testele prea slabe pentru mâinile năprasnice ale nebunului de adineauri. Buzele lui Leiba, fripte de friguri, urmau machinal gândul tremurând repede. O scuturătură puternică la pucă dintre spete, el întrea cu pasul împleticit în gangul hanului. Fără îndoială, gândește sura: Leiba nu e bine deloc, e tare bolnav. Leiba are idei la cap, căci ce înțeles poate avea tot ce face el de câteva zile și mai ales ce a făcut astăzi. Crășma a închis-o înainte de aprinsul lumânărilor, tocmai când se isprevea șabăsul. De trei ori au bătut mușterii în ușa dugenii, strigând cu glasuri cunoscute să le deschiză. La fiecare bătaie, el a tresărit și a oprit-o șoptindu-i încet și cu ochii sperioși. Nu te mișca, nu voi să intre goi aici. El a trecut apoi sub gang, și s-a pus să scută pe treapta de piatra pragului securea de tăiat lemne. Tremură de nu se poate ține pe picioare și nu vrea să se odihnească. Ce e mai îngrijitor decât toate el, Leiba, la întrebările ei stăruitoare, a răspuns aspru și a trimis-o să se culce, poruncindu-i să stingă numai decât lumina. Deocamdată ea s-a împotrivit, dar așa de scurt a repetat omul porunca, încât dânsa, cu toată obida, a trebuit să se supună, resemnându-se să amâne pentru mai târziu lămurirea acestor împrejurări. Sura a stins lampa, s-a culcat și acum doarme alături de ștrul. Femeia avea dreptate. Leiba e în adevăr bolnav. E noapte de plină. Zibal șade de mult pe pragul ce dă în gang și ascultă. Ce? Zgomote nehotărâte vin din depărtare. Parcă sunt tropute de cai, bubuituri de mai înfundate, convorbiri misterioase și agitate. O încordare înaltă a atenției, ascute simțirea auzului în singurătatea nopții, când ochiul e dezarmat și neputincios, auzul pare că luptă să-și vază. Dar, nu e o părere. Pe drumul care abate din șosea încoace se aud venind pași de cai. Zibal se scoală și vrea să se apropie de -a poarta mare a gangului. Poarta este bine închisă cu o bârnă grea de-a curmezișul, ale cărei căpătâie stau în câte o boartă în ziduri. La întâiul pas, nisipul papucul lui face o scârțâitură prea indiscretă. Zibal scoate picioarele din papuci și rămâne în colțuni. Așa, fără vreun zgomot apreciabil, de o ureche neprevenită, el merge la poarta gangului, tocmai când călăreții trec prin dreptul ei, în pasul cailor. Dânșii vorbesc încet de tot, însă nu atâta încât leiba să napuce foarte bine aceste câteva vorbe. S-a culcat de vreme. Dar dacă o fi plecat, eu veni venit rândul la altă dată. Dar eu aș fi vrut... Nu se mai poate înțelege nimic. Oamenii aceia s-au prea depărtat. De cine era vorba? Cine să se fi culcat sau să fi plecat? Cui o să-i vie rândul altă dată? Cine e acela care ar fi vrut altceva și ce altceva vrea acela? Și ce căutau pe drumul de laturi un drum pe care nu -i intră cineva decât anume ca să se abată la Han? O osteneală zdrobitoare se lăsă pe cebricea lui Zibal. Să fie Gheorghe? Leiba simți că îi se sting puterile și se așeză la loc pe prag între frânturile de gânduri ce se rostogoleau în capul său, el nu putu prinde un gând întreg, o hotărâre. A iurit, intră în dugheana, trase un chibrit și a prins o lampă mică cu petrol. E o idee de lumină," Fitilul e așa de jos lăsat încât flacara sta ascunsă în interiorul capsulei de alamă. Numai prin grația mașinii apar de jur împrejur niște bendițe verticale foarte subțiri de o lumină aproape cu totul moartă. Dar este destul pentru ca să vază bine în ungherile cunoscute ale dugenei e cu mult mai mică deosebire între soare și cea mai de scânteie decât între aceasta și întunericul orb. Ceasornicul țăcănea în perete. Zgomotul acesta monoton supără pe zibal. Omul nostru puse mâna pe limbă ce se legăna și ei stinse mișcarea. Gura lui era uscată, îi era sete. Spălă un păhăruț în cada cu trei picioare de lângă terabă și voi să-și toarne rachiu bun dintr-un șip. Dar gâtul șipului începu să clănțănească tare pe buzele paharului. Aceste sunete erau și mai supărătoare. A doua încercare, cu toată voința lui de a-și birui slăbiciunea, nu a avut mai mult succes. Atunci, renunță la pahar, lăsându-l să cadă domol în apă și înghiți de câteva ori din șip. Puse după aceasta la loc șipul, care, atingând scândura, produse o ciocnitură de speriat. Un moment se opri înnecat de această impresie. Apoi luă lampa și o puse pe ferida ferestrei, care dă în gang pe poartă, pe paveaua și pe zidul din potriva al gangului, se zugrăviră niște bande late de o lumină cu prea puțin mai deasă decât o închipuire. Zibal se așezea iar în prag, întinzându-și urechea la pândă. Clopote în deal, toacă pentru o viere, ha, care va să zică a trecut de miezul nopții. Ne apropiem de ziua. Ah, dacă ar trece și restul acestei lungi nopți ca jumătatea întâie. O trosnitură de nesip strivit sub talpă. Dar el e în colțuni și nici n-a mișcat măcar piciorul. A doua trosnitură. Mai multe. E desigur cineva afară, aici, foarte aproape. Leiba se scoală apăsându-și pieptul cu mâna și căutând să întoarcă înapoi un nod rebel, ce se ridică în gât. Sunt mai mulți oameni afară și... Gheorghe! Da, el e! Da, a bătut în deal ceasul învierii! Vorbesc încet. Dacă-ți spun eu că doarme, am văzut că n-a stins lumina. Mai bine, prindem cuibul întreg. Poarta o deschiz eu. Îi știu, meșteșugul, să-i croim ferestruica. Bărna trece pe aici. Și se simțiră pipăiturile cu care omul de afară măsura distanța pe lemn. Un sfredel mare se aude rozând țesăturile uscate ale blănii bătrâne de stejar. Zibal are nevoie să se rezeme. El se sprijinește în palma stângă pe poartă și cu dreapta își acoperi ochii. Atunci, printr-un caprițiu inexplicabil al intimelor jocuri, se produse în urechea omului dinăuntru foarte tare și lămurit. Leiba, sosește diligența!" Era neîndoios glasul surei. O caldă rază de speranță, un moment de fericire, este iar în vis. Dar Leiba își trage repede mâna stângă. Vârful instrumentului, pătrunzând de partea asta, l-a înțepat în palmă. A mai gândit la scăpare? Absurd! În creierul care ardea, imaginea sfredelului lua niște dimensiuni nemai închipuite. Unealta, învârtindu-se mereu, creștea la infinit și borta devenea tot mai mare și mai mare, așa de mare în sfârșit, încât în cadrul ei rotund, monstrul putea să apară în picioare fără să se aplece. Ceea ce se petrecea în acel creier ieșea din sfera gândirii umane. Viața se ridicase la o treaptă de exaltare din care toate se vedeau, se auzeau, se pipăiau, enorme de proporții haotice. Lucrarea din afară urmează cu metodă și stăruință. Leiba a văzut acum de patru ori pe rând dintele răsucit de oțel, pătrunzând în partea lui și trăgându-se înapoi afară. Amo, adu herestrăul, zise Gheorghe. O limbă îngustă de herestrău trece prin borta întâia și începe să ronțe în mișcări dese și regulate. Planul era ușor de înțeles patru borte în patru unghiuri ale unui pătrat. Între ele herestrăul trage liniile, în centrul pătratului s-a înfipt sfredelul mai dinainte, când bucata va fi cu totul dezlipită de trupul întreg al lemnului, se trage afară. Prin golul rămas, o mână puternică se introduce, apucă bârna, o dă într-o parte și... Goi sunt la lei în casă. Și același sfredel, peste câteva minute, are să fie instrumentul caznei lui Zibal și a tuturor ai lui. Doi gâzi or să țină victima răstignită jos și Gheorghe, cu călcâiul pe pântecele ei, o să vâre încet, ca în blana de lemn moartă, sfredelul în osul viu al pieptului, adânc, mai adânc, până să atingă inima pe care să o oprească din zvâcniturile ei nebune și să o cintuiască pe loc. O să doare de moarte, scăldă tot trupul lui Zibal. Omul se-amuie din încheieturi Și încet se lăsă să cază în genunchi Ca o vită ce-și pleacă sub lovitura Din urmă grumazul pătrunsă Ca de acum ea însă-și trebuie Să se părăsească pe ea însă -și. Da, repetă el surâzând Cu o clipire fieroasă, da, s-o pe loc. Se petrecu atunci în această ființă un fenomen ciudat. O completă răsturnare. Tremurătura lui se opri, abaterea dispăru și figura-i descompusă de o atât de îndelungă criză luă o bizară seninătate. El se ridică drept, cu siguranță unui om sănătos și puternic, care merge la o țintă lesne de ajuns. O linie între cele două puncte superioare ale pătratului era pe sfârșit. Leiba se apropie curios să vază jocul uneltei. Surâsul său se caracteriza acum și mai tare. Mișcă din cap ca și cum ar fi zis. Mai am încă vreme. Herestrăul roase cele din urmă fibre de lângă bortă către care tinsese și începu lucrul între bortele inferioare. Mai sunt trei leiba și cu precauție celui mai încercat vânător intră benișor în dogheană. Căuta sub tarabă, luă ceva și înapoi cu același tact ascunzând obiectul cel în mână ca și cum se temea de indiscreția zidurilor și se duse în vârful deștelor la poartă dar ceva grozav. Lucrarea de afară s-a oprit cu desăvârșire. Nu se mai simte nimic. ce e asta? Să fi plecat? S-a dus? Fulgeră prin minte omului dinăuntru. Și la această închipuire, el își mușcă buza de jos, cuprins de o nemaipomenită dezolare. Fusese o urâtă amăgire. Lucrarea începe din nou și el se pune a o urmări cu bătăile de inima celui mai cald interes. Hotărât, omul nostru era muncit de neînțeleasă dorință de a vedea lucrul cât mai degrabă sfârșit. Mai iute, gândi Leiba cu nerăbdare, mai iute. Acum se auzeau iar clopotele de deal. Mai iute, bre, ne apucă ziua, zise un glas de afară îmboldit parcă de voința omului dinăuntru. Lucratorul porne cu multă activitate, încă puține mișcări și toate punctele pătratului sunt unite. În sfârșit, sfredelul trage în cetenelă, în afară bucată în patru colțuri. O mână mare și vânjoasă intră. Până să n-atingă însă bărna pe care o caută, se aud două răcnete. Pe când zibal înfășoră cu putere căpătăiul liber al lațului de butucul fix de la ușa gârliciului. Lațul era ingenios combinat. O frânghie lungă legată cu un căpătâi de un butuc. La o lungime potrivită pe locul unde era să dispară pătratul scobit, un ochi pe care lei ținea deschis cu mâna stângă, în timp ce cu mâna dreaptă ținea strâns celălalt căpătâi. La momentul cerut, Zibal dete drumul ochiului și apucând de repede cu amândouă mâinile căpătâiul liber cu o smuncitură supremă, trase înăuntru brațul întreg. Într-o clipă, operația fusese gata. Două răcnete o însoțiseră, unul de pierzare, altul de triumf. Mâna era țintuită pe loc se auzi apoi pași depărtându-se grabnic. Tovarășii lui Gheorghe părăseau lui Zibal prada prinsă cu atâta isteție. Jidanul se repeze în dugheană, lua lampa și cu o învârtitură sigură ridică fitilul sus de tot. Lumina captivă între gratii ieși deasupra veselă și victorioasă, redând viață hotărâtă formelor neboloase din preajmăi. Zibal trecu cu lampa în gang, Tălharul gemea greu. După încordarea brațului se vedea că renunțase la o inutilă zbuciumare. Mâna era umflată și degetele încovoiate. Părea că vrea să apuce. Jedanul apropie de ea lampa. Un fior. Frigurile se întorceau iar. A plecat lumina prea aproape, încât, tremurând, atinse mâna tălharului cu sticla fierbinte o crispație violentă a degetelor se produse urmată de un vaiet surd. La vederea acestui fenomen, Zibal tresări. Prin ochii lui scăpărase o inspirație excentrică. Începu să râze cu un hohot care zgudui bolta gangului și intră repede în dugheană. Mijea de ziua. Sura se deșteptă deodată parcă auzise prin somn niște răgete îngrozitoare. Leiba nu era în odaie. Toate cele din ajun îi reveniră în minte. Se petrecea ceva rău. Sări jos din pat și făcu lumină. Patul lui Leiba era nedesfăcut. El nu se culcase deloc. Unde era? Femeia își aruncă ochii pe fereastră. Pe dealul din față se plimbă un stol de lumini mici și vioaie, care se mișcau, săltau, aceascunzându-se, și vindu se iarăși. Ieșeau de la înviere! Sura deschise o leacă fereastra. Atunci auzi gemete înfundate la poartă. Înfiorată, coborâiute pe scaricică. Gangul era luminat. Ieșind pe gang, femeia fu izbită de o grozavă priveliște. Pe un scaun de lemn, cu coatele pe genunchi și cu barbare rezemată în mâini, sta Zibal. Ca un savant, care în amestecul unor elemente ar căuta să prinză un secret subtil al naturii ce de mult îi scapă și îl necăjește. Zibal ține ochii ațintiți asupra unui lucru spânzurat, negru și inform, sub care pe un alt scaun la o potrivită înălțime, arde o făclie mare. Zibal privește fără să clepească procesul de descompunere a mâinii, ce desigur nu l-ar fi cruțat pe dânsul. El n-auzise urletele de afară ale nenorocitului. Era acum prea interesant ce vedea ca să mai și auză. Zebal urmărise cu nesațiu toate contorsiunile, toate crespațiile strane ale degetelor. Apoi, la cuprinzându-le încet pe unul câte unul, iar erau parcă labele unui gândac, care se zgârcesc și se întind, se agită în mișcări extravagante, tare, mai încet, încet de tot și apoi înțepenesc sub jocul unui copil crud. Era sfârșit. Mâna cu și se umfla în cetinel fără mișcare. Sura de te un țipăt. Leiba! Zibal îi făcu semn să nu-l deranjeze. Un miros gras de carne arsă se răspândea în gang. O fâșitură se auzi și mici plesnituri. Leiba, ce e? repetă femeia. Se făcea ziua bine. Sura se aruncă și trase bârna poarta se deschise de perete, târând trupul lui Gheorghe, spânzurat de brațul drept. Mulțimea sătenelor, toți cu făcliuțele de paște aprinse, năvăli înăuntru. Ce e? Ce e? Îndată înțelese ce fusese. Zibal, care stătuse până cine mișcat, se ridică grav în picioare. El își făcu loc să treacă dând cu liniște lumea la o parte. Cum a fost pricina și dane?" întrebă unul. Leibazibal, zise hangiul cu tonul înalt și cu un gest larg. Merge la ei să spună rabinului că lei bazibal nu jidan. Leibazibal este goi, pentru că lei bazibal a prins o făclie lui Hristos. Și omul plecă în cetinel spre răsărit la deal. Ca un călător cu minte, care știe că la un drum lung, nu se pornește cu pasul pripit.